Bună tuturor! Astăzi am o surpriză pentru voi. Vom discuta despre Crăciun. Vom învăța cuvinte și expresii noi. În prima parte vom vorbi despre tradițiile și urările de Crăciun și în partea a doua despre vocabular. Sunteți pregătiți? Dacă răspunsul este da, atunci hai să începem! Tradițiile și obiceiurile românești sunt interesante și speciale. Sărbătoarea Crăciunului se apropie cu pași repezi și trebuie să știți că în România Crăciunul se sărbătorește în zilele de 25, 26 și 27 decembrie, iar seara de 24 decembrie este cunoscută sub denumirea de ajunul Crăciunului. Una dintre cele mai frumoase tradiții de Crăciun și mie îmi place foarte mult este mersul cu colindul. În prima zi de Crăciun, colindătorii merg din casă în casă și cântă cu fericire și bucurie în suflet. O altă tradiție importantă este chiar masa de Crăciun. În data de 24 decembrie, postul Crăciunului se termină. Acesta durează aproximativ 6 săptămâni. În această zi, oamenii pot mânca diferite specialități tradiționale. De exemplu, cozonac, salată, friptură, sarmale și așa mai departe. În continuare vom discuta despre urările de Crăciun, ceea ce noi trebuie să spunem persoanelor dragi din viața noastră. De exemplu, îți doresc un Crăciun fericit alături de familie. Sărbători fericite cu bucurii și împliniri alături de cei dragi. Sărbători fericite! Îți urez ție și familiei tale multă sănătate și fericire. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, îți doresc multă sănătate, fericire și numai împliniri să-ți aducă noul an. În ultima parte a lecției noastre vom discuta despre vocabular, despre cuvinte specifice pe care le puteți folosi în timpul sărbătorilor de iarnă. De exemplu, Crăciun. Brad de Crăciun sau pom de Crăciun, ambele sunt corecte. Decorațiune, decorațiuni. Moș Crăciun. Felicitare de Crăciun. Zăpadă. Ninsoare. Fulg de nea. Bulgăre de zăpadă. Om de zăpadă. Cadou. Cadouri. Ciocolată caldă. Vin fiert. Târg de Crăciun. Ren. Sanie. Colind, colinde. Sper că v-a plăcut lecția de astăzi, așa că eu vă spun Crăciun fericit alături de cei dragi vouă. Și de asemenea, pentru mai multe informații despre limba română, puteți accesa www.romanianwithmadelina.com. Mă puteți găsi și pe Instagram sau Facebook. Și vă spun spor la învățat!